Am revenit în direct, alături de mine se află domnul Marius Marinescu, inginer în construcții. Rar vi s-a întâmplat ca în studio unei televiziuni să fiți prezentat ca inginer constructor, domnule Marinescu. Da, așa este, așa este. Da, iată, vă prezint așa în contextul în care vorbim despre marele cutremur din 1977. Nu e un subiect tocmai fericit, să spunem. Au murit și niște nume importante ale României din acele timpuri. Mă refer la Toma Caragiu, da, poate Doina Badea, cel mai Doina Badea, Bocaneț, da. Oameni de televiziune, oameni cunoscuți în toată țara. A făcut să fie cu atât mai tragic evenimentul. Perechea prezidențială, Nicolae Ceaușescu și Elena Ceaușescu, erau plecați într-un turneu în Nigeria. Era povestit domnul Ștefan Andrei, fost ministru de externe, Dumnezeu să-l odihnească. Era chiar plecat în Nigeria la timpul respectiv cu Ceaușescu. Aveam niște perimetre petrolifere în Nigeria, aveam niște fabrici, am construit acolo, aveam și o fabrică de cherestea, aduceam cherestea în România, lemn scump, le-am construit și multe irigații acolo, dar o să discutăm poate altă dată despre aurul negru și nu numai. Aflând Ceaușescu de nenorocirea din București, și-a întrerupt vizita, deplasarea, am chiar niște fotografii de la cu Ceaușescu și cu șeful statului nigerian la timpul respectiv, a venit în București, a declarat imediat, a convocat CPX-ul, a declarat stare de necesitate, așa îi spunea la timpul respectiv, și a condus personal acțiunea de salvare a sinistraților. Am uitat să vă mai spun un lucru foarte, foarte important, că la timpul respectiv, la primăria capitalei, erau 2000 de apartamente pentru situații de necesitate. Deci, atenție, comuniștii s-au gândit și la lucrul ăsta. Cele 2000 de apartamente... Domnul Marinescu, sau... eu știu localități importante în România de astăzi care au bloc de necesitate. Da, e un bloc aflat în administrarea primăriei respective. Deci, noi vorbim de București. În București nu există niciun apartament în momentul de față. Fostul primar general al capitalei, Adrian Videanu, a cumpărat două blocuri de la o firmă arabească, blocuri de lux, costa apartamentul 200 și ceva de mii de euro, cu iată, piscină, condiții nemaipomenite ce, oferite celor care au nevoie. Le-au cumpărat, erau la piața, în sfârșit, liberă, vreo 200 de mii de euro, le-a cumpărat primăria capitale cu vreo 400 de mii de euro ca să încapă și comisionul și le-au dat este unor oameni... Este o acuzație grea, presupun că aveți probe. Da, o găsiți în presă la timpul respectiv. A fost scandal pe chestia asta mare. Și a fost scandal în Consiliul General și blocurile, cele două blocuri achiziționate de primăria capitale au fost repartizate la oamenii fără locuințe, la boschetari, le-au distrus și asta s-a terminat cu ele. Deci asta a fost. Dar pe timpul lui Ceaușescu revenim. Erau 2000 de apartamente puse la dispoziție pentru situații de urgență, care au fost ocupate de persoanele sinistrate, v-am spus, au căzut 32 de blocuri în București, au fost multe blocuri afectate, deci apartamentele s-au ocupat imediat. Mai mult, sinistrații au primit la timpul respectiv și electrocasnice, electronice, veselă, tot ce le-a trebuit pentru a duce o viață normală. Dacă, Doamne ferește, se întâmplă astăzi un cutremur, nu există nimic. Nu mai avem nici parcuri unde să izoleze pe oameni, să îi cazeze sau săl de sport. În sfârșit, este o nenorocire. În 1977 a fost un moment așa de solidaritate extraordinar. Da. Noi românii vrem, nu vrem, dacă ne uităm în istorie, în astfel de momente ne arătăm solidaritatea. Și în rest spunem despre noi că suntem foarte, foarte dezbinați. Iată, momentul 1977, momentul tragic din 1977, a dat prilejul unei astfel de manifestări de solidaritate fantastică. Da, oamenii au intervenit, militari în termen, erau militari de carieră, milițieni, cum se numeau pe vremea aceea. Utilaje, aveam utilaje. Utilaje, constructori. Câini, oameni nu mai avem nici utilaje, nici câini, nici militari,
Nu mai avem nici apartamente pentru situații. Bine că nu mai avem nici cutremur. Nu, mai avem, nu, se, nu, știe, mai avem, nu se știe, cutremur nu ne ocolește. Ne-am dorit noi, dar dacă ne uităm la ciclicitatea cutremurilor, o să vedem că este imposibil să nu vină. Că vorba aia, din secole întregi au fost cutremure la 40, 50 de ani, 60 de ani, cutremure mare. Așa că n-au cum să ne ocolească de data asta. Dar dumneavoastră a scris pe bună de dreptate, București e capitala europeană a cutremurilor. Așa este, de ce? Fiindcă axa marilor cutremuri vine din America de Sud. Acolo au fost cele mai mari și sunt cele mai mari cutremure în Chile, Peru și așa mai departe, Argentina, și merge până în Asia. Ați văzut, în Asia acum câțiva ani, în 2011, în Japonia a fost un cutremur de 9, magnitudinea 9 pe Richter. Și atenție, eu vorbeam cu doamna Claudia Sumia, care este româncă și căsătorită, e scriitoare și căsătorită și stă la Tokyo, și îmi spunea ce nenorocire a fost atunci. Și îmi spunea că toate blocurile, toate imobilele sunt construite să reziste la un cutremur de până la 9, cu magnitudine până la 9 pe Richter. Și cu toate astea au murit zeci de mii de oameni. Deci, de ce se întâmplă lucrul ăsta? Păi vă spun de ce se întâmplă, fiindcă și imobilele îmbătrânesc. Cum îmbătrânește omul? Vedeți, dumneavoastră, când împlinești 40 de ani, 50 de ani, te duci la medic și îți faci toate analizele, îți faci o reparație capitală. Și spune, doamne, vezi că te-am mai lăsat inima, vezi că ai diabet și începi să te tratezi. Așa este și cu imobilele. Au o durată de serviciu. Funcție de materialele din care sunt construite. Imobilele nu prea merg la medicul de familie, din păcate, putem spune. Nu merg, dar medicul de familie ar trebui să fie experții care să ia la rând fiecare bloc și să vadă dacă rezistă sau nu, sau să vadă ce tratament aplică și să aplice o consolidare. Nu s-a făcut lucrul ăsta și nu se face. De ce nu? Poate eu mă întrebați de ce nu se face. Păi nu se face, vedeți dumneavoastră, că cei care conduc România stau în imobile care sunt construite să reziste până la 9 pe Richter. Nu este o întrebare foarte comună în România zilelor noastre, de ce nu se face? Deja a intrat în firesc să nu se facă. Să nu se... Așa păi, că în nu o să vă întreb de ce nu se face. În primul rând, vedeți dumneavoastră că vin bani europeni pentru izolația termică a blocurilor cu polistiren, ceea ce e o crimă. Ați văzut ce s-a întâmplat în Marea Britanie și o să revin la Londra, când au ars ca niște torțe blocurile care au fost izolate, blocurile turc cu polistiren. Dar vă spuneam, de ce nu vor guvernanții noștri să ia fonduri europene? Sigur, că nu se pot fura. Asta e o certitudine. Și doi, nu-i deranjează, fiindcă, vedeți dumneavoastră, președintele României stă în Palatul Cotroceni, construit pe timpul lui Ceaușescu, construit să reziste la un cutremur de până la 9 pe Richter. Locuiește în cartierul Primăverii, în vila... Dar nu președintele poate să acceseze fonduri europene. Ba da, vă spun imediat. Locuiește... E neamț, dar mi-e greu să-mi imaginez că e cu istria mână la parter la bloc. Nu, asta, nu. Nu, imediat vă spun. Locuiește în vila Lac 3, vila în care a locuit Gheorghe Gheorghiu, deci înainte de 90, în sfârșit, când până a murit el pe 19 martie 1965, a locuit într-o vilă, vilă care a fost, vila Lac 3, consolidată în urmă cu vreo 2 ani de zile. Da, ce poate să facă președintele României? Să convoace CSAT-ul. Viața oamenilor ține de securitate națională. Corect. Și să ia o decizie împreună cu guvernanții să treacă la o reconstrucție națională, să treacă la expertizarea tuturor imobililor afectate de cutremur, da? Cu bani europeni să le consolideze. Deci are o putere imensă președintele. Să nu uităm că CSAT-ul este al doilea guvern. Peste guvernul României este CSAT-ul. Deci el ia deciziile cele mai importante. Guvernul este guvernul României. Guvernul dă ordonanțe, domnule Marinescu, și sunt în toate direcțiile, de la vestitele din justiție până la ordonanțele economiei. Dar pe zona asta, iată că guvernul... Deci și guvernul poate să facă lucrul ăsta. Zimnic a fost afectat. Acum poate e o întrebare extrem de răutăcioasă. La Videle au fost probleme de cutremur, știți ceva? Nu erau e o întrebare răutăcioasă, recunosc. Ați fost în Videle, ați văzut ce erau. Niște bloculețe mici acolo, în sfârșit, înainte de 90, nu exista așa ceva. Iată, un alt posibil motiv, să spunem. Așa, bun. Hai să ne uităm.
primul ministru. Păi guvernul României a fost consolidat, să nu uităm, acum câțiva ani, da? A fost clădirea guvernului României din Piața Victoriei, da? Dar nu a dormi consolidat acolo, guvernanții nu dorm acolo. Bun, au casele lor. Doamna Dăncilă s-a mutat de curând într-o vilă lângă domnul Claus Iohannis și lângă Traian Băsescu și Ion Iliescu în cartierul Primăverii, o vilă în care a stat fostul prim-ministru Ilie Verdes, o vilă care a fost consolidată. Deci și e vecină cu președintele Iohannis și cu fostul președinte Băsescu. Și cu fostul Băsescu. Președinte Băsescu, atenție, și cu ambasadorul Marii Britanii. Iată, și se spune că oamenii în viață nu pot să-și aleagă rudele, dar deci, vecinii, da, deci, doamna Dăncilă. Deci nu deranjează și nu interesează consolidarea imobililor. Întâia dânsa e asigurată. Palatul Victoria consolidat, vila dânsei, da. Primarul general Capitalei. Păi primăria Capitalei, a spus dumneavoastră, s-a consolidat an de zile cu niște prețuri fabuloase pe timpul domnului Oprescu, deci n-are nicio, nici primarul general Capitalei nicio problemă, stă undeva în, lângă București aici, deci n-are probleme, nu stă la bloc. N-au, deci vedeți că dumneavoastră guvernanții noștri sunt asigurați. Păi dacă sunt ei asigurați, banii lor sunt asigurați că sunt în bani străine la toți care conduc România. Pentru că ați rostit acest cuvânt magic, asigurați. Știți că statul a introdus acea asigurare obligatorie pentru imobil. Da. Și iată, noi românii, mai mult în momentul în care a fost anunțată această măsură, au fost anunțate și sancțiunile, care au spus, domne, o să vină de la primărie în control și dacă nu ai asigurarea asta făcută, care este împotriva, inclusiv împotriva seismelor, da, dacă nu ai asigurarea asta obligatorie, domne, plătește o amendă. Niciun primar din România, sau poate ori fi, dar eu n-am auzit, dar din toate situațiile care le știu, știu că nu s-a întâmplat. Deci primarii n-au trimis pentru că evident i-ar afecta din punct de vedere electoral să înceapă să dea amenzi. În consecință, românii, cetățenii simpli, au spus, domnule, decât să dau 20 de euro, parcă este costul unei astfel de asigurări, decât să dau 20 de euro pe an, nu cu gândul că dor liniștit, dar este o asigurare totuși. Îmi oferă niște avantaje dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva, mai bine nu dau nimic și îmi văd de treaba mea, cu aia 20 de euro investesc mare investiție în orice altceva. Aici cheltuiesc pe orice altceva. Aici și noi suntem de vină. Atenție, vedeți că blocul ăsta cu punine roșie nu se asigură. Nu se asigură, da. Aici e cel mai interesant. Să asigură cele care nu o să cadă. Cele casele, imobilele construite în zone inundabile. Iarăși, nu se asigură. Se asigură doar ce e temeinic și bine făcut, evident. Da. Când mai avem până la pauză? Mai avem 10 minute, mai avem. 10 minute. Deci a trebuit să spune telespectatorul următorul lucru, care e foarte important și poate îl menționa și dumneavoastră pe Crol, dacă considerați. Între un cutremur cu magnitudinea de 7 pe Richter și unul cu un punct mai mult de 8 pe Richter, atenție, este o diferență ca de la cer și la pământ. Amplitudinea undei seismice crește de 10 ori. Deci amplitudinea. Ce înseamnă asta? Dacă la un cutremur de 7 pe magnitudinea 7 pe Richter și dacă locuiești la etajul 10, să mișcă blocul cu tine, simți cum se mișcă și te plimbă de la pat la televizor și așa mai departe, păi la 8 pe Richter te aruncă dintr-un perete în altul, dar nu vezi. Deci balansul lui, blocului față de o verticală este de 10 ori mai mare. Dacă la un cutremur de 7 pe Richter ai un balans poate de jumătate de metru, are blocul un balans de jumătate de metru, la un cutremur de 8 pe Richter are de 4-5 metri un balans mai mare. Deci probabilitatea de a cădea blocuri este imensă. Și energiile degajate sunt de 30 de ori mai mari. Deci vă dați seama, ca și când ai spune că mergi cu o mașină, Doamne ferește, ai un accident și te intri la 20 de kilometri la oră sau la 30 de kilometri la oră într-un stâlp și dacă ai o viteză de 10 ori mai mare, că asta înseamnă până la urmă amplitudinea, ca să o luăm așa în sfârșit comparativ, e altceva să intri cu 200 de kilometri la oră, nu mai ai nicio șansă. Deci de asta vorbim. Deci, da, domnule, cu tremurul de la un cutremur mare, cu cât are, cum să zic eu, este mai mare, cu atâta pericolul este exponențial mai mare.
Deci nu mai scap, domnule, nu mai scap. Spuneam că blocurile îmbătrânesc. Păi sigur că da. Durata de serviciu a unui bloc este de aproximativ 100 de ani. Durata de serviciu. Depinde de structura de rezistență și vă spun imediat. Sau 80 de ani. Bun, ați văzut că în străinătate, după blocurile turn se dărâmă după, știu, 50-60 de ani, că nu mai fac reparație capitală și se construiesc altele și mai înalte. Din multe motive. Dar motivul principal este rezistența. Cu cât e mai înalt, cu atâta pericolul de efect catastrofal este mai mare. Bun. Îmbătrânește blocul, spuneam, da? Deci după, automat după 40 de ani, trebuie să faci o expertiză, să vezi dacă trebuie să intervii la structura de rezistență sau dacă costă foarte mult consolidarea, dacă costă mai mult de jumătate din valoarea imobilului, atunci îl dai jos și construiești altul. Deci asta este. Nu s-a făcut în București. Deci din 17.000 de blocuri cât sunt în București aproximativ, jumătate au fost construite până în 1977, până în momentul cutremurului și atenție. După care s-au schimbat normativele în construcții. Exact, exact, s-au schimbat normativele. Blocurile construite până în 77 erau construite după un normativ vechi din 1963 și erau calculate să reziste la un cutremur de până la 7 pe Richter. După ce a fost necazul, nenorocirea, catastrofa din 4 martie, s-a schimbat și normativul, s-a înființat și Institutul de Fizică a Pământului la timpul respectiv. A fost adoptată legea 8/1977 și normativul P100 s-a schimbat și toate blocurile care s-au construit după 77, blocurile civile, au fost construite să reziste la un cutremur de până la 8 Richter, iar construcțiile civile cum sau industriale, dau un exemplu, Casa Poporului și în sfârșit digurile și așa mai departe, podurile să reziste până la 9 pe Richter. Deci cei care au imobile construite după 77 până în 89, că discutăm și de celelalte, pot să stea liniștiți dacă nu cumva s-a intervenit la structura de rezistență, că au mai intervenit, unii au mai dărâmat cât un stâlp de rezistență și așa mai departe. Sau mai sunt alte aspecte negative. Lângă un bloc de 4 niveluri, spre exemplu, s-a construit un bloc turn. Păi i-a șubrezit fundația și atunci automat are nevoie de expertiză. Da. Sau dacă trece metrou în fața blocului tău, din cauza vibrațiilor, iar avem o problemă. Și atunci locatarii ar trebui să știe că dacă se regăsesc în situația asta, imediat să ceară Primăriei Capitalei o expertiză, expertizele sunt gratis, sunt suportate de Primăria Capitalei, e și o lege... Sunt scumpe, domnule Marinescu, domnule inginer constructor, sunt scumpe... Depinde de... Merg la primărie și solicit o astfel de expertiză. Și primăria îmi spune, domnule, peste 7 ani, probabil că vom aloca în buget. Nu. Primăria este obligată, este o ordonanță 20/1994 care se referă la asta. A fost modificată prin lege acum. România este obligat prin Constituție să asigură bunăstarea cetățenilor acestei țări și nu se întâmplă nimic. Așa este, așa este. Așa că obligațiile autorităților le trecem la opționale. Da, da, și eu am spus de ce. Deci, dacă vreau să... Nu aștept, nu stau după primărie. Vorbesc cu vecinii și zice, hai domne, punem noi mână de la mână și acoperim noi această expertiză. Aveți idee? Este costisitoare? Costă mult? Nu. Presupun că nu vine un meșter care pune mâna pe perete și spune, domne, e bine. Trebuie să ai niște probe de beton, de fier beton și așa mai departe. Trebuie să faci o lucrare, deci nu e chiar atât de simplu. Nu pot să vă spun exact cât implică costă. Implică niște costuri, presupun, destul de importante. Implică, păi v-am spus, trebuie să iei niște mostre de la fața locului, să faci expertize la fundație, la pereți, trebuie să mergi în bloc să vezi ce s-a mai întâmplat, la structura de rezistență și așa mai departe. Aceasta deci, poate fi și scuza autorităților. Dom'le, n-avem atâția bani încât să expertizăm toate imobilele dintr-o localitate de euro, București o expertiză foarte bună poate să însemne 10.000 de euro. N-ai cum, sunt niște oameni, niște forțe, niște utilaje
angrenate acolo, deci nu chiar atât de simplă. Dar primăria capitalei este, sau celelalte primării sunt obligate și guvernul României să aloce bani pentru aceste expertize, dar la consolidare acum avem o problemă. Acolo e ceva opțional, funcție de fondurile pe care le are guvernul și primăria. Vedeți dumneavoastră, această lege care a fost modificată în 2018 nu vorbește de bani europeni, fiindcă banii europeni ar veni fără doar și poate, fiindcă Uniunea Europeană intervine cu o documentație, bineînțeles, cu o decizie a Guvernului României și o solicitare, avem atenția europarlamentari care se calcă pe picioare degeaba pe acolo, nu fac absolut nimic, intervine și ne-ar da bani, exact cum ne dau bani și pentru, atenție, izolație termică a blocurilor. Ceea ce facem noi este o crimă. Izolăm blocurile cu polistiren expandat. O spun de ani și ani de zile și eu și domnul Nicolae Noica. Vedeți, domnule, că polistirenul ăsta expandat arde, că arde mocnic, cum arde, dar arde. Interveniți și folosiți altceva. Izolație pe bază de rocă bazaltică. Aia nu arde. Deci roca bazaltică, am văzut că mai sunt imobile care au început, mai ales privații fac chestia asta cu rocă bazaltică, să-și izoleze termin casa. Aia nu arde și e foarte bună. Ce s-a întâmplat la Londra, am văzut acum un an de zile, cum un bloc turt a luat foc de un scurt circuit și de la niște scurgeri de gaze, că asta se întâmplă și în cazul unui cutremur. Primele care cedează sunt instalație de gaz nefiind decuplată și din cauza scurt circuitului se produc și incendii și a luat foc, a ras blocul acela turn de la Londra ca o torță și au murit foarte mulți oameni. Ulterior s-a făcut o expertiză și au ajuns la concluzia că 60% din blocurile tur din Londra sunt izolate cu polistiren expandat. O crimă. Vedeți dumneavoastră, și astăzi, după semnalul de alarmă pe care l-au tras specialiștii, după experiența negativă care s-a petrecut la Londra, nu țin cont, primarii doritori de comisioane când mai mari izolează tot cu polistiren expandat locuințele respective și, Doamne ferește, în caz de cutremur, o scurgere de gaze, un scurt circuit, ard locatarii ca niște șobolani într-un alt loc. Deci scenariu este îngrozitor, da. Domnule Marinescu. Aș vrea să vă spun și următorul lucru. Un minut ca să putem să intrăm după aceea în pauza de publicitate, da. Vă rog. Care sunt, m-a întrebat cineva, am mai fost la niște emisiuni, la niște televiziuni și m-a întrebat cineva, dom'le, spune și nouă, care sunt cele mai solide construcții? Și eu le spun așa, construcțiile sunt gândite din punct de vedere al structurii de rezistență în 5 categorii. Cele mai solide, și bineînțeles din calcul RSL chestia, sunt cele construite pe bază de diafragme de beton armat, diafragme, adică beton turnat din fundație până sus. Da. Asta sunt cele mai sigure. Locul 1, cele mai sigure. Locul 5, da. Le spune lor, invers e clasamentul, da. Așa, bun. Cele care urmează ca rezistență după ele sunt cele pe cadre. Deci, e vorba de stâlpi, este vorba de grinzi, planșe de beton, bineînțeles, pe locul 2. Pe locul 4. Pe locul 3 sunt cele care au pereți portanți, deci de cărămidă și planșe rigide, beton armat. Locul 2 sunt cele care au pereți portanți de cărămidă, spre exemplu, și planșe electrice. Și cele mai slabe, bineînțeles, sunt cele de chirpici. Cum se face consolidarea ca să ai eficiență rapidă? E o întrebare rapidă, da, extraordinar de importantă și presupun că și răspunsul este foarte, foarte interesant și o să vă rog să-l oferiți spectatorilor noștri după o scurtă pauză de publicitate.